Jordan Peterson, de vreo o săptămână încoace, a lansat pe YouTube show-ul lui din Nashville, care el nu mai filmează show-urile cum le filma înainte, el postează mai mult podcast-urile și asta, dar o filmat din turul lui care se numește We Who Wrestle With God, noi cei care ne luptăm cu Dumnezeu. E și o carte pe care o scris-o și cred că o va publica cu același nume. Este, apare noiembrie anul ăsta, o poți comanda pe Amazon dacă vrei, pre-order. Deci am văzut, m-am uitat de două ori la show-ul ăsta. Am rămas foarte atins. Voi v-ați uitat și voi? Da. Ce părere aveți? E interesant. Prins ceva idei de acolo? Mie mi-a plăcut foarte mult discuția cu Adam și Eva de la sfârșit. Aia, pe mine aia m-a interesat. Lucruri practice. Până acolo, nu zic, îmi place filozofia lui, îmi plac explicațiile lui foarte mult. Probabil n-ai avut timp să procesezi ceea ce dar, a zis. Dar cel mai mult mi-a plăcut introducere în Geneza 1. Deci acolo, Geneza 1. Aia spre sfârșit, ultimele 20 de minute. Da, aia mi-a plăcut cel mai mult. Asta și din cauza că noi am făcut, ce am făcut noi? Revelația originilor cu Harry Blocher acum câțiva ani de zile la Didasco. Da. Măi, omul ăsta pe mine m-a atins de în ultimii 6 ani, m-a ajutat enorm. M-a ajutat să înțeleg masculinitatea, m-a ajutat ca bărbat, m-a ajutat să mă înțeleg pe mine, m-a ajutat să îmi rezolv anumite conflicte interioare, m-a ajutat enorm. Mi-a plăcut cum a pregătit scena discursului. Și o spus că noi înțelegem lumea printr-un narativ, printr-o poveste. Da? Uh-huh. Printr-o poveste. Și au spus că s-au încercat câteva povești. Freud a încercat să înțelegem lumea prin sex. Uh-huh. Marxiștii au încercat să înțelegem lumea prin putere. Uh-huh. Și la sfârșit spune că noi înțelegem lumea prin, eu știu, colecția librăriei biblice. Mm-hmm. Bibliotecii biblice. Sau, da. Că library, te-ai gândit în engleză, cred. Îmi cer scuze, da. Colecția bibliotecii biblice, da? Mm. Foarte tare. Mm-hmm. Și a punctat o chestie interesantă, a spus că din cauza mișcării iluministe, care a criticat la greu Biblia ca și colecție de scrieri și ca și valoare fundamentală ca fundament al culturii vestice, știi? Au criticat-o de vreo 100 și ceva de ani, au criticat-o la greu și asta se vede că o idee ca să implementeze ia ceva vreme, nu? Tu mi-ai recomandat un tip francez, un filozof și m-am uitat la el, nu mai știu cum cheamă, Foucault? Oh, da, pe principiu de așa nu, dacă vrei. Bă, cu Foucault, ăla, da. M-am uitat puțin pe YouTube la câteva anii 60, cred că, sau ceva de genul, ceva de genul. A apărut ceva la televiziunea franceză. El este un gânditor, vârful de lance al mișcării astea de stânga, de postmoderniste. Băi, omule, deci omul ăsta, când am auzit, am zis cum poate să debiteze asemenea idioțenii. Deci acum fie cu iertare, am și eu opiniile mele, știi? Deci mie nu mi-a plăcut de nicio culoare mai, știi? Ei, și ideile astea postmoderniste au luat ceva vreme să se dezvolte, să se coacă, știi? Și și el makes the case. El spune că ceva greșit este cu iluminismul. Ceva nu este ok. De aceea se întâmplă ce se întâmplă acum. Și de obicei suntem la răscruce de drumuri din cauza că ceva încearcă să se nască, ceva nou încearcă să se nască sau să se renască, știi? Foarte interesant pentru mine cazul pe care clădește Jordan Peterson în discursul lui noi cei care ne luptăm cu Dumnezeu, știi? Știi? Și Norian, crezi că este ceva ce trebuie să se renască sau se naște ceva nou? Sau trebuie să se renască?
Deci suntem cred în mizeria că... în care ne aflăm acum, un conflict cultural, un război da. Cultural, că asta este... Da, da, da. Se naște, cred eu că se naște o identitate, se naște un concept filozofic acum. Și nu știm de ce parte vor cădea zarurile. Ideea este că, din punct de vedere cultural, e foarte posibil să fim la apus. Pentru că apanajul unei societăți în declin este partea de corupție și este obsesia asta cu imoralitatea. Uh-huh. Lucru okay. pe care îl trăim. Okay. Fiecare mare putere, uh-huh. și fiecare mare putere a venit cu o filozofie, fiecare mare putere, în momentul în care începe să fie obsedată de imoralitate, cade. Ok. Și noi pare să că suntem acolo. Întrebarea este, se va întâmpla la fel, se va rescrie istoria, adică o să cădem și noi, și mă refer la filozofia vestică. Uh-huh. O să cădem și noi și o să fim înlocuiți de un alt narativ, sau mai poate fi salvat ceva. Și cred că despre asta e vorba aici. Și Jordan Peterson vorbește foarte fain despre treaba asta. Apropo de poveste, și el mai are două concepte de bază. Poveste și ierarhie. Structură. Exact. Ce pui în vârful piramidei? Exact. Pentru că și ce pui în vârful piramidei? Ținta. Către ceva și țintești către ceva. Ținta respectivă te ordonează și te definește. Pentru că dacă pui sexul în vârful piramidei, I like it. La asta te închini până la urmă. What do you worship? Uh-huh, e ideea. Uh-huh. Pentru că nu se poate fără închinare. Uh-huh. Și da, uite, Freud zice, sunt pulsiunile sexuale. De acolo se trage totul. Și Freud, un gânditor fantastic, explică multe lucruri. Face o arhitectură a gândului care ne ajută, în special în lumea psihologiei, să înțelegem anumite variante. Dar ratează ținta cu ce pui în vârf. Pentru că scopul îți ordonează prioritățile până la urmă. Asta mi-a plăcut, ideea asta. Și a conectat-o la închinare. Că noi, deci lucrurile către care țintim, și aici așa au făcut a dat definiția lui Dumnezeu, măi. Dumnezeu este lucru care stă în vârful piramidei, lucru către care țintim și lucru care ne definește. Și pe care îl copiem, tindem să-l copiem. Asta este. Și mi-a plăcut că ideea de închinare... lucrurile pe care le apreciem, lucrurile care le venerăm, lucrurile acelea, la lucrurile acelea ne închinăm oarecum. Mm-hmm. Categoric. Și lucrurile acelea ne formează, mm-hmm. ne influențează. Dacă ne închinăm, de aceea suntem vinovați de idolatrie, de exemplu, când ne închinăm la altceva decât Dumnezeu. Omul este făcut să se închine. Exact. Și starea naturală a omului este una de închinare. Ce s-a uh-huh. întâmplat? Și uite, e o poveste de când lumea până la urmă. Uh-huh. Care a fost lupta lui Lucifer, dacă vrei? Să schimbe fluxul închinării. Să nu se mai ducă închinarea unde trebuie, adică către Dumnezeu. Uh-huh. Nu? Uh-huh. Și asta face din nou și din nou și din nou. Pentru că până la urmă, atâta timp cât închinarea funcționează, merge în direcția corectă, totul merge bine. Uite-te, exemplu foarte bun în Vechiul Testament. De fiecare dată, fiecare reformă în Israel vine cu arderea idolilor. Mm-hmm. Prima oară pui închinarea în locul potrivit, foarte după care lucrurile funcționează. Uite, la Gedeon se vede foarte bine. Primul lucru, înainte să pleci la război, arde idolii din casa ta. Și după aia te duci la război. Deci la ce te închini vorbește volume despre ce este important în viața ta. Categoric. La ce te închini? La ce te închini vorbește volume încotro țintești. Și de obicei punctează o chestie interesantă Jordan Peterson și spune, uite-te la privirile oamenilor, la ce se uită ei. Pentru că la ce se uită, acel lucru este foarte important pentru ei și determină încotro țintesc. Foarte important. La ce te uiți? La ce te uiți? Dar uite o chestie foarte interesantă pe care o zice el acolo la început, în ideea că noi am fost creați în imaginea lui Dumnezeu. Mm. Da? Ori dacă pe noi Dumnezeu ne-a creat în imaginea Lui și noi suntem ceea ce este Dumnezeu într-o oarecare măsură la un nivel mai mic, și anume creatori. Asta e foarte interesantă ideea. Fiindcă noi suntem creatori. Uite-te, Dumnezeu ne-a dat sub stăpânire tot. Absolut tot. Pământul ăsta ni l-a dat sub stăpânire. Păi numai dacă te uiți, uite, din punct de vedere agricol, pot să zic, da? Mm.
Păi ce, porumbul acum 500 de ani era cum e acum, lubenița era cum era acum, majoritatea fructelor și pe care le mâncăm noi în ziua de astăzi nu erau cum sunt acum. E clar că omul are puterea de a manipula, și acum mă refer genetic, de a transforma natura într-un fel în care se vede că există clar o stăpânire asupra ei. Un cimpanzeu nu va putea niciodată să planteze o boabă de grâu și să o facă în așa fel încât peste o 200-300 de ani pe un bob de grâu să fie nu știu câte semințe în comparație cu ce era cu câțiva ani. Problema este că exact același lucru despre care zicea Norian, că suntem făcuți să ne închinăm, e că noi cred că avem în noi chestia asta. Jordan Peterson spunea. No, da, da. Lasă-mă că mi-e place de Norian. Am glumit, am glumit, am glumit. Faptul că noi avem puterea asta asupra lucrurilor din jurul nostru și dacă nu cunoaștem cu adevărat stăpânirea reală a lui Dumnezeu asupra noastră, tindem să ne credem noi mici dumnezei și să devenim noi proprii noștri idoli. Din cauza că noi avem puterea asta. Dumnezeu a lăsat-o în noi, dar Dumnezeu ne-a lăsat-o în noi tocmai din cauza faptului că noi am fost creați în imaginea Lui. Păi asta face mișcarea umanistă și asta facem noi acum. Omul în centrul universului. Da, exact. Am pus omul în centrul universului și ăsta este... Prima oară l-am scos pe Dumnezeu din centrul universului. Și ăsta este păcatul luciferic. Da. Pentru că noi... Pride-ul. Mândria. Pride-ul. Păcatul cardinal. Exact. Pride, exact. Deci, avem o lună întreagă. Avem o lună întreagă de a păcătui. De, da, da, da. Și îți dai seama că oamenii... Dar tu îți dai seama că le-a luat interviul la câțiva dintre oamenii ăștia și întreba, voi știți că din punct de vedere biblic, Pride e cel mai urât păcat? Mândria? Și, băi, oamenii care participă la chestiile alea le ting, zic, what? Ah, dar nu se referă la aia. Nu, e doar o... Crezi că nu? E doar o denumire, e o coincidență. Sigur? Este. Și curcubeu e tot o coincidență. Aia cu curcubeu, că iei unul din semnele lui Dumnezeu și le transformi într-o... Interesant, e o discuție lungă. Mult. Dar vreau să revin la... da, dar vreau să revin la... la ce vreau să revin. La ce zicea Cătălin și și eu vreau să revin la două lucruri, dar te las pe nu, tine. Nu, da, stai că mai, am vrut să punctez o chestie, dar mai bușică ai revenit. La Pride-ul? Că au revenit la Pride-ul? Ideea că l-am scos pe Dumnezeu. Nu, la umanist. Deci noi, ce facem noi? Deci ne închinăm la noi înșine. Și problema mea este că eu în mine însumi, I'm a dead end. Deci eu sunt un drum închis. Eu nu duc niciunde. Eu, mulți spun, te duci, unii psihologi spun, răspunsul este în tine. Caută și o să vezi că nu, tu n-ai niciun răspuns pentru tine. Răspunsul, it's outside of you. Răspunsul este la cine te-a făcut pe tine până la urmă. Eu nu duc niciunde. Nu este speranță în mine? În mine însumi nu este speranță? Eu sunt muritor? Mai mult de atâta. Corupere, corupție. Exact. Și atunci, deci, mișcarea umanistă este supusă la la o moarte foarte... La o decădere. O decădere. De vedere. Pentru că eu atunci, dacă trăiesc numai pentru mine, mă dedau la o trăire hedonistă, să-mi satisfac toate plăcerile și așa mai departe, că oricum nu există altceva, nu? 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 Și asta iară, nu, deci nu e un răspuns. Și asta este problema noastră a Europei și a Vestului, știi? Dar eu cred că aici am ajuns din cauza mai multor elemente. Am ajuns aici din cauza că trăim o viață foarte confortabilă. Și știi cum e? Când, da. Deci nu mai ai lucruri pentru care să te lupți, știi? Nu mai ai, știi? Deci înainte se luptau tot timpul, aveau ceva pentru care să te lupți, știi? Uite, am ajuns să multe lucruri pe care vreau să le punctez, așa că să mă întrerupeți. Dacă deci vreau să mă focalizez și eu, că discuția poate vreau să ia Vreau să te întrerup, că te-și așa m-ai întrerupt data trecută prea mult tu. Nu, vreau să revin că tu pe mine nu m-ai întrebat ce se coace, că l-ai întrebat pe Norian. La ce, scuze? Ce se întâmplă, ce urmează să se nască? Ok, în ce scuze? Deci, am întrebat pe amândoi, dar... Deci din punctul meu de vedere, știi ce se pregătește acum? Nașterea, renașterea creștinismului. Eu asta... Crezi tu asta? Da. Da, da, bă, creștinismul nu are cum să moară, da? Deci, nu moare, numai că... Ok, din cauza că frământările sociale pe care le avem în momentul de față vor duce în două direcții. Dar două direcții diferite una față de cealaltă, dar outcome-ul la amândouă sunt același lucru, renașterea
creștinismului într-o chestie și mulți zic că suntem totuși în zilele de apoi. Nu contează, suntem în zilele de apoi, e renașterea creștinismului, adică tot Hristos, tot acolo ne ducem. Dar faptul că putem să mergem încet, să ne revenim, să zicem că începem să alegem oameni de dreapta, oameni care îl aduc din nou pe Hristos în viața noastră, deși o să ne atace lumea, vai, ce să caute Hristos în parlament, ce să caute Hristos în școli, în școli, da, exact. Păi, acum le zic la majoritatea, știi, na, noi suntem în cea mai bună perioadă a existenței umane, din câte o știm noi. Da. Și baza societății vestice este iudeo-creștinătatea. Așa este, da. Și asta se va întâmpla ori că mergem încet, ori că mergem încet și ne revenim și ne... ori sodomic. Adică da. E ciclică treaba. Deci e foarte interesantă ideea că spui că s-ar prea putea să... Noi avem niște... să vedem renașterea creștinismului, pentru că bătălia culturală se dă în vest, în România nu e așa mult aici, mm-hmm. Dar probabil o să vină și aici mai târziu, că noi suntem cumva coada. Da, peste 10 ani. Da. Nu cred că așa mult. Nu. Acum nu mai. Dar spun și din ce cauză poate, s-ar prea putea să ai dreptate și spun și din ce cauză. Biserica creștină în vest este foarte slabă. Mm-hmm. Este inexistentă aproape. Da, exact. Iar numai... Ok, biserica ca instituție vorbesc acum. Biserica nu moare niciodată. Deci eu nu vorbesc că sunt elemente ale bisericii care sunt foarte vibrante. Nu. Biserica ca instituție în vest. Eu vorbesc în UK, Biserica Angliei, Biserica Scoției. Da. Bisericii ca instituție sunt foarte slabe. De ce? Sunt foarte prinse de curentul woke. Da. Și atunci ele în ele înșele, ele, dar ele nu mai reprezintă, ele vor muri, dar bineînțeles, da, exact, ele exact. Vor colapsa, așa. Vor face implozie, știi? Da. Nu știu dacă vom vorbi în următorii 50 de ani, poate prea mult, de Biserica Angliei sau Biserica Scoției. Nu cred. E clar că sunt în colaps. Clar, da, Biserica Catolică, pe de altă parte, chiar are probleme ei, ea încă face... ea e puternică ca și organizație. Să știi că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu preotul meu, da, preotul pe care îl cunosc, care mi este prieten foarte apropiat și sper să-l aducem la un podcast, da, el lucrează la Vatican, să știi că Biserica Catolică se luptă din răsputeri chiar dacă noi nu vedem la nivel declarativ în față și mi-a spus multe lucruri și sper să-l aducem ca să ne explice și mai mult, din cauza că poate lumea e curioasă și are o altfel de autoritate. Dar eu cred că suntem în plin colaps. Și ce se întâmplă? În momentul în care biserica... Uite, există o statistică că cei mai credincioși oameni, cei mai creștini credincioși oameni în momentul de față sunt cei care sunt supuși opresiei în țările africane, în China. Păi asta am vrut să subliniez, în zonele astea. Că biserica este slabă în vest din cauza confortului. Exact. Da, din bravo. Cauza că ne merge bine și nu, știi, deci, ce mai avem noi nevoie de Dumnezeu dacă ne merge asta bine? Asta este problema, că căutăm pe Dumnezeu la nevoie și nu mai avem nevoie. Sau nevoile sunt foarte mici. Deci viața, la nivel existențial vreau să zic, avem de toate, da? Știi? Scuză-mă. Norian, revină. Nu mai e așa de actualitate acum, dar nu, zi, o să zic că îmi place ideea mea și vreau să par deștept. Apropo de inclusiv discursul mișcării culturale actuale, care zice ceva de genul, apropo de identitate, eu sunt cine sunt, da? Eu sunt cine spun eu că sunt, adică eu mă definez pe mine însumi, care vine așa exact ca o imagine răsturnată a lui eu sunt cel ce sunt din Biblie. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, adică dacă vrei să te definești, dacă vrei să știi cine ești, te raportezi la Dumnezeu, pentru că El este singurul care are identitate prin sine însuși. Eu sunt cel ce sunt. Înglobează totul. Și dacă tu vrei să te definești, tu nu poți singur. Atunci te raportezi la punctul stabil, la singurul lucru concret, la adevărul absolut și atunci îți dai seama și tu cine ești. Ei bine, exact imaginea răsturnată vine în cultura asta. Eu sunt, cine zic eu că sunt și tu ai fi bine să fii de acord dacă vrei să-ți fie bine. Pentru că dacă tu nu ești de acord cu cine spun eu că sunt, o să se întâmple lucruri nașpa. Asta e unu. Și doi, uite, exemplul ăsta. Love is love. Oh, nu, Dumnezeu este dragoste. Da. Da, foarte tare. Din nou, deci
atributele lui Dumnezeu, mm-hmm, lucrurile care sunt exact puse invers, mm-hmm, răsturnate în oglindă. Mm-hmm. Dar lumea nu înțelege ceea ce spui tu, că love, da, is love. Asta adică e pentru, pentru noi. Și acum, ca să-ți confirm că ai părut destul de inteligent. Mulțumesc foarte mult, m-am ținuit. O săptămână m-am străduit să scot. Deci dacă te duci și, într-adevăr, declarațiile astea, love is love, și știm noi exact unde avem aceste declarații, nu. Noi confundăm niște nevoi sexuale cu dragostea. Niște compulsii, niște pulsiuni. Impulsuri sexuale le confundăm cu dragostea. Uh-huh. Și asta este unul din lucrurile care eu tot timpul am în gând chestia asta și îmi pare rău că o am în gând, ideea sodomică în care se duc ăștia să ia pe îngerii care au venit la Lot să-i abuzeze sexual. Deci băi, tu îți dai seama ce pare rău că fiindcă cred că în 50 de ani o să vedem chestia asta. Okay. Eu așa cred. Dacă nu ne revenim. Bă, tu îți dai seama, oamenii ăia pur și simplu s-au dus, se duceau peste ăsta în casă să ia musafirii. Și numai bărbați puteau să fie, că au văzut că au avut doi musafiri, să se ducă, să-i violeze, să-i abuzeze sexual. Și Dumnezeu a distrus tot orașul. Exact. Amândouă orașe. Amândouă orașele. Uite, o altă idee ce m-a atins pe mine la Jordan Peterson, la show-ul lui de la Nashville, în pledoria lui pe Genesa 1, spune că cuvântul este procesul prin care Dumnezeu creează ordine din haos. Uh-huh. Cuvântul, logosul, cuvântul care creează, cuvântul vorbit. Băi, și m-am gândit la chestia asta, analogie în viața de zi cu zi, cuvintele pe care noi le folosim în fiecare zi creează lumea în care noi trăim. Și creează lumea noastră interioară, până la urmă. Și lumea noastră interioară, da. Pentru că, și discutam, cred că asta în primul nostru podcast, până nu scoți pe gură sau pui pe hârtie ceea ce gândești, nici tu nu știi exact ce gândești. Pentru că gândurile sunt o chestie așa foarte diafană, până la urmă. Mm-hmm. Și până nu le forțezi să iau o formă, și asta se întâmplă prin cuvânt, exclusiv prin cuvânt, nici tu nu știi exact ce gândești, nici tu nu știi exact cine ești. Și foarte interesant, apropo de cuvântul care s-a făcut trup, da? Că te definește, te formează. E un lucru foarte profund acolo. Chestia asta pe mine mă atinge dincolo de superficial, pentru că m-a făcut conștient și mă face tot timpul conștient de faptul că cuvintele pe care le rostesc în fiecare zi sunt foarte importante. Orice cuvânt, fiecare cuvânt este foarte important. Cum vorbesc despre soția mea este foarte important. Dumnezeu a creat ordine din haos. Spune în Genesa 1 că Duhul lui Dumnezeu plutește, hovering, plutește peste adâncul apelor, care nu este apă. Este balaurul, este haosul, este hidra pe care Hercule o răpune, este balaurul, este acel lucru cu care noi ne luptăm, demonii, știi, haosul. Și dacă vrei să faci ordine în viața ta, mă, și chestia asta, măi, deci atâta de simplă și cu atâta, dar atâta de puternică, dacă vreau să fac ordine în viața mea, folosește cuvintele care aduc ordine în viață, care aduc cerul pe pământ. Deci dacă vreau în căsnicia mea cu Wendy să trăiesc cerul, folosește cuvântul care aduce cerul pe pământ, știi? Cuvintele care o afirmă, confirmă, care o ajută, nu numai, știi cum e, să scoată din ea ce e ea și să devină ea potențialul care este nerealizat, știi? Asta este foarte important, că de multe ori căsnicile noastre sunt rezultatul cuvintelor pe care le folosim în fiecare zi, mai. Și ideea asta, noi suntem creați prin cuvânt și suntem sensibili la cuvânt. Adică răspunzi la cuvânt. E o chestie iarăși foarte profundă acolo. Exact. Și cel mai bine, acum Cătălin, tu știi treaba asta, în momentul când vorbești cu un copil, îți dai seama cum îl croiești prin cuvinte, cum
te uiți în ochii lui, îi spui cine este și cum este și vezi cum ia ființă ceva, cum se întrupează ceva în el prin cuvintele cu care îl hrănești până la urmă. E fantastic lucrul ăsta, asta se vede când copilul e destul de mic. Odată după ce mai crește e mai greu, dar tot există sensibilitatea asta la cuvinte, la cuvânt până la urmă. Cum ți se pare noua abordare a lui Peterson în ceea ce privește chestia asta? Fiindcă eu totdeauna mi-am făcut imaginea a Duhului care plutea deasupra apelor și m-a bușit acum un pic Peterson cu traducerea lui, cu înțelegerea lui despre cum plutea Duhul, de fapt, nu peste apele, ci peste hău, peste... Fiindcă mi-a dat un pic peste cap... Măi, omul are o înțelegere și o perspectivă psihologică, deci el așa interpretează. El zice că e traducerea greșită. El zice că traducerea... Da, am văzut și asta. Și am uitat denumirea. Noi am vorbit, cred că... Tohu vabohu. Așa, da. Tohu vabohu, nu înseamnă... Henry Blocher menționează chestia asta. Exact, bravo. Și nu zice că e deasupra apelor. Că zice că e, de fapt, deasupra hăului, deasupra dragonului, exact cum ai menționat. Ideea de ape este folosită în Vechiul Testament ca și nesiguranță, ca și... Ok, uite, vezi ce interesant. Ca și lucru nesigur, de ce? Că nu-ți susține piciorul, dacă te scufunzi. Și tipologia asta, modelul ăsta e folosit de mai multe ori în Vechiul Testament. Nu știu exact traducerea, că nu am intrat atât de deep, dar este mesajul ăsta, că de unde vine apele întotdeauna, de asta despărțirea apelor, care se întâmplă de mai multe ori în Vechiul Testament, se desparte necunoscutul, se desparte haosul și ce vine? Vine un drum pe care pășești cu piciorul și haosul se dă la o parte ca tu să poți păși. E foarte interesant. Și Hristos care merge pe ape, nu? Merge din nou, pășește peste haos și peste necunoscut. Astea sunt partea de simbolistică. Aici e foarte ușor să superi multă lume. Mai țineți voi minte când făceau cartografii, când făceau hărțile acum își dă mii de ani, da? Când făceau hărțile și punctau lumea cunoscută și după aceea lumea necunoscută ce nu cunoșteau era... Nu, desenau balauri și de șerpi și necunoscut. Că de obicei necunoscutul produce frică. Da. Deci, Norian, astăzi m-ai dat pe spate cu explicația cu apa. E un lucru pe care trebuie să recunosc, îl apreciez foarte tare. Deci s-a luminat cumva. Și vă zic acum, toți cei care vă uitați, dacă... vreți să aflați mai multe despre chestii de genul ăsta, dați un subscribe la canalul ăsta, lăsa-vă. Și la Jordan Peterson, vă rog frumos, că merită. Discutăm lucruri foarte tari. Omul ăla merită, măi, deci omul ăla m-a atins. Uite un alt lucru. Zi. Ce m-a atins, măi. L-am ascultat de câteva ori, pentru că de prima dată, nu. Când a spus ceva de prima dată la Jordan Peterson, n-are rost. Mi-aduc aminte când am citit 12 reguli de viață, un antidot către haosul, pentru haosul din viața ta. Deci, au fost pagini care le-am citit de nu știu câte ori. Îți ia ceva vreme să intri în mintea lui. În mintea lui. Nu intru în mintea lui. Cât crezi că se pregătește? Nu pretind că intru în mintea lui, dar cât pe acolo, pe aproape, știi? Și au spus o chestie. Și scopul omului era să se îngrijească de grădină. Asta a fost rolul lui. Iarăși analogie. Și ce-i grădina? Iarăși a fost interesant. Zi tu ce-i grădina. Zi. Grădina și zidurile. Grădina este the walled garden. Grădina cu ziduri. Adică un spațiu controlat. Paradisul care delimitează de ce-i în exterior. Și mi-a plăcut foarte mult și analogia asta, că ce-i o graniță până la urmă. E o chestie imaginară. Nu-i o... Spunea că zidurile este cultura. Și, da, că nu e neapărat ceva material până la urmă, nu? Granița dintre două țări. Nu, și granița spunea și dintre doi vecini care nu exista, eu știu, un gard sau ceva. De-aia el exemplu Canada. Exact, că granița este în mintea celuilalt, știi? Deci ce vrea el e granița, știi, până la urmă, știi? Și aducând ideea asta la zi, rolul meu este să am grijă de ce al meu. Nu e un lucru ușor să fiu responsabil de grădina mea. Eu am o cultură a familiei, astea sunt zidurile. Ca să intri la mine, trebuie să fii din punct de vedere cultural compatibil oarecum, nu? Pentru că cultura te ține afară.
Da, da, da. Nu? Dacă vrei să aparții, exact, aderi la anumite valori, la anumite, iar foarte important, sunt niște valori foarte importante, nu? Și este de responsabilitatea mea să din haosul grădinii mele să fac ordine și să pun toate lucrurile, spune el, într-o ordine patriarhală. Mm-hmm. Și e foarte interesant, aici vreau să introduc ideea lui John Eldridge, care zice, bărbatul nu a fost făcut în grădină, femeia a fost făcută în grădină. Foarte tare. Și de ce? Bărbatul e mai sălbatic. Și bărbatul e cel care vine și întreține, îngrijește grădina. Nevoia femeii este mai mare, e nevoia femeii de securitate, de siguranță, decât a bărbatului. Și rolul bărbatului este de protector, provider și priest până la urmă și preot. E foarte interesantă chestia asta. Și ca să completez la ce spui tu, să merg mai departe, iarăși mi-a plăcut ideea pe care el o spune în show-ul lui de la Nashville și spune că femeia a fost creată din cauza că bărbatul, din cauza că bărbatul n-a fost îndeajuns, din cauza limitelor lui, el a avut nevoie de ajutor. Care a fost neajunsul lui? Că asta e, neajunsul lui a fost că îi scăpau anumite lucruri din vedere. Și femeia, și Dumnezeu și-a dat seama că el are nevoie de un ajutor. Și care-i ajutorul care femeia îl aduce? Ca să ajute insuficienței lui, rolul femeii, ea vorbește despre ceea ce nu este inclus, despre ceea ce este marginalizat, și din punct de vedere politic este folositor să ne gândim la chestia asta. Femeia e de stânga, înseamnă. Uite, vezi, dacă vrei să o împărțim așa, dar a fi de stânga nu neapărat rău. Nu, deloc. Noi trebuie avem să ne nevoie, categoric. Sigur, avem nevoie de complementează ambele. Dreapta și așa mai departe. Dar mi-a plăcut ideea asta, pentru că noi și ce auzim în ultimii 10-20 de ani despre femeie, că, you know, și ce ai spus și tu mai devreme. Dar niciodată n-am văzut lucrul ăsta. Și uite, într-un podcast, Jordan Peterson cu ăsta, cum îl cheamă pe mâna lui dreaptă? Jonathan Peugeot. Peugeot. Fratele lui Jonathan Peugeot, Matthew are un podcast cu Jordan Peterson și vorbește la nivel de simbolistică. Bărbatul, care e rolul bărbatului, să numească. Vin toate animale, numește, identifică, pune lucrurile în cutii. În relație cu funcțiile lor. Da. Și care e rolul femeii? Ascultă. Și ce anume ascultă? Ascultă materia până la urmă. De exemplu, sublinează ideea asta că vorbește cu șarpele și ascultă ce spune șarpele. Mă rog, are partea greșită până la urmă. Dar cumva se sublinează ideea asta și e o speculație, nu vreau să insist prea mult pe tema asta, că femeia ascultă ce se întâmplă, ce e mult mai atentă la partea de emoție, la partea de suferință foarte mult. Și ăsta și rolul ei biblic, după cât te văd eu acum și mă uit, deci rolul femeii. Și într-o familie, ea militează pentru copilul care nu este inclus, care este marginalizat, pentru cel, tot timpul, mama mea, de exemplu, milita și ajuta pe cel care avea cea mai mare nevoie. Și acum, face la fel, are 85 de ani și suntem 6 copii, 2 băieți, 4 fete și întotdeauna va sări în ajutorul celui care are cea mai mare nevoie la momentul respectiv. Foarte interesant, mă, și asta parcă cumva răsună, rezonează cu ceea ce spune Jordan Peterson, știi? N-am văzut lucrurile astea până acum așa. Deci, și iarăși, ca femeia să fie altceva și ea să vrea să fie altceva și iese din rol. Exact. Iarăși, și toată lumea are de pierdut atunci. Și toată lumea are de pierdut, iarăși. Mă, femeia poate să fie, în lumea vestică, femeia poate să fie ce vrea ea. Eu nu văd că lumea vestică este o lume opresivă. Nu văd că, eu știu, ordinea patriarhală este opresivă. Nu văd asta. În lumea vestică a creat oportunități pentru femei. Uite, o altă chestie. Mă uitam la Digi24 și discutam. Acum trebuie să spun că asta este, știi? Asta e tema. Digi24, titlul podcastului. Trebuie, da. Printre altele Digi24. N-am nimic împotriva celor de acolo. Au ei narativul lor. Asta este, frate. Știi? Deci, știi? Dar vorbeau într-un show oarecare, vorbeau despre o doamnă, nu mai știu care este numele ei, cu moderatorul de acolo, spuneau că nevoia de avea mai multe femei în politică, știi? Nici nu știu ce înseamnă asta. Ideea era să promovăm mai multe femei în politică. Ok, dacă mergem
să ne uităm la Canada, ce Trudeau vroia să facă, nu știu dacă i-a reușit, el vrea să împartă Parlamentul canadian, nu, 50% femei, 50% bărbați. Deci nu conta că ești un politician bun, dacă nu ești femeie, tot degeaba. Ce mare prostie ever. Deci fii atent. Deci ca să aduci femei în politică doar ca că sunt femei și să le promovezi doar că sunt femei este în detrimentul lor. Deci este o insultă. Eu dacă aș fi femeie, să mă promovez în politică doar că sunt femeie, ar fi o insultă pentru mine. Eu zic așa, să candideze femeile și să intre în politică câte vor ele. Nimeni nu le oprește să intre în politică. Și cele mai bune vor fi alese. Ca să fii promovată în politică doar pentru că ești femeie, este o insultă pentru o femeie. Înseamnă ca că și cum cel mai bun lucru pe care l-ai tu este organizarea cromozomilor, nu? Exact. Deci, adică tu să crezi că un bărbat se va da la o parte, se va rostogoli la o parte doar pentru că tu ești femeie, you're joking. Mm-hmm. Și e foarte periculos să se întâmple chestia asta. Dar nu vrem asta. Și cred că femeile, nu știu, nu am văzut o femeie să vrea să nu fie promovată altfel decât pentru că merită și este capabilă și poate să facă job. Aici eu pot să te contrazic. Păi există bărbați. Eu nu am văzut în contextul meu. Deci în contextul meu. Întotdeauna vor exista oportuniști. Dar bineînțeles. Dar mă înțelegeți ce vreau să spun, nu? Deci asta este un deserviciu femeilor. Cât mai multe femei în politică? Păi să candideze, frate, să intre în politică. Uh-huh. Motivul pentru care nu sunt este că nu vor, probabil. Și atunci să le băgăm cu forța, iarăși. Dar nu cred că se simt confortabile în mediul ăla. Nu poți să... O femeie nu este făcută să se bată, să se certe, să se... Să se certe? Reveni. Încearcă încă o dată. Zi. Așa. O femeie nu este făcută să se certe în public. Să se bată pentru niște... Deci eu, într-adevăr, deci eu nu o văd făcută pentru așa ceva, frate, să se ducă să se certe acolo. Bărbații, într-adevăr, organizarea tribală e o chestie naturală. Adică noi am pornit de la ideea că unii își dădeau în cap altora cu ciomegele și până la urmă cel mai tare reușea să conducă, da? Ăla care era... Deci, acum noi, într-adevăr, am evoluat, nu mai okay. Suntem în... Eu sunt pentru femei în orice domeniu. N-am nicio problemă cu femeia. Dar dacă nu cred că suntem noi cu capabilă, competentă și merită și vrea să fie ea acolo. Adică pe mine mă interesează omul cel mai bun să fie pus în funcție de conducere, că e femeie sau bărbat, este absolut irelevant. Dar dacă femeia vrea să intre în politică, să intre, fratele meu. Și, dar dacă singurul lucru care te recomandă este faptul că ești femeie, nu-s curios. Dar nimeni, nici femeia nu cred că e curioasă. Și dacă singurul lucru care te recomandă e că ești bărbat, iarăși nu-s curios. Adică dacă ăsta e primul lucru în CV-ul tău, că ești bărbat, egal cu zero. Eu cred că o femeie serioasă n-ar fi curioasă să fie promovată doar pe simplu criteriu că e femeie. Nu, dar atunci putem, deci, să facem și chestia asta. 50% din armata statului respectiv să fie făcută. Asta se încearcă și în America. Nu? Da, deci 50% femei și... Dar problema e ce face când mergem la război. 50% femei, 50% acum bărbați. Acum sunt tot felul de opinii, dar... Ce-i drept că în secolul 21 o femeie să tragă la un calaș? Nu cred că... hai cu calașul, mai cu cânte, că-ți rupe umărul, știi, când tragi cu el. Hai, dar sunt puternice, sunt femei, deci n-am o problemă cu... Ai spus sunt. Bineînțeles că sunt. Dar în general femeile sunt niște ființe delicate.